A fost odată ca niciodată o pădure în care ziua cântau păsările, iar noaptea cântau insectele. Copacii erau plini de flori și toate creaturile pădurii zburdau, savurându-și libertatea. Toți cei care intrau în această pădure erau conduși la singurătate, care era căminul lui Dumnezeu, cel care locuiește în tăcerea și în frumusețea naturii. A venit apoi era inconștienței, iar oamenii și-au construit clădiri înalte de sute de metri, distrugând apele, pădurile și munții într-o singură lună. Templele erau construite din lemnul pădurilor și din pietrele care susțineau solul acestora. Turle și minarete se ridicau falnice spre cer, iar aerul s-a umplut de sunetele clopotelor, de imnuri de slavă și rugăciuni. Dar Dumnezeu s-a trezit fără casă. Dumnezeu ascunde lucrurile, punându-le în fața ochilor noștri. Stai, ascultă ciripitul păsărilor, șuierul vântului prin copaci, sunetul valurilor oceanului. Privește copacii, o frunză care cade, o floare, ca și cum le-ai vedea pentru prima dată. Ai putea stabili astfel subit contactul cu realitatea, cu acel paradis din care am căzut cu toții în copilăria noastră, alungați de propria noastră cunoaștere. Saraha, misticul indian, a spus: cunoaște savoarea lipsei de cunoaștere. Acesta este un fragment din volumul Rugăciunea broaștei de Anthony de Mello.